echipaje cu cetatea, diferite etape, și pornim de la cetatea Securitate de Bartolomeu, secolul 15, în stil renașentist, așa cum era în vremea aceea, cum s-a ajuns la ea, deci în aceea, fiind voievod, nu voievod, dar și fiului, și Moldova, nu? Așa, deci trei nepoți au drag și ajung primind ca danie de la regat, pentru că ei au fost doi ani, știm, vasali, deci Dragul da, și familia. Da. Spre Zivrei Bogdan, care trece, nu al doilea, primul descălecat, l-a făcut Dragul și Moldova și a întâlnit acel star mag. Deci mai intrăm aici. Și Bogdan apoi s-a dus, a alungat pe moștenitor și el a finalizat formarea statului Moldova și independența față de regat. Dar revenim la nepoții lui Dragoș, care au avut și ei un rol important, chiar dacă au fost, pentru că fiind relații de vasalitate și între Transilvania și Regatul Maghiar, pentru că așa era în Evul Mediu. Toată Europa era organizată pe bază de relații de vasalitate, atât între state, cât și între nobili, în ierarhia feudală. Și Transilvania, știți că a fost organizată după acest model european, de vest. Deci și aici avem ranguri ale nobilimii și acești nepoți al lui Dracoș, pardon, reușesc să ajungă, deci primesc cadania de la regat pentru loialitate, pentru merite, în diferite ocazii, participarea la războaie și alte servicii aduse regatului, primesc cadania avându-i cu satele din jur, însemnând deci câteva sate, și prima cetate a avut-o la Beltiu, cu o localitate cu mers da. Spre Zalău, și după mai multe decenii, când ei tot urc în rac și ajung la rang de mari baroni, pe linia lui Drag, deci avem Ioan Bar și Drag, pe linia lui Drag avem o descendență mai lungă și aici a găsit-o pe Nicolae, tatăl lui Bartolomeu. În timpul lui se primește privilegiul regal, deci un nou drept de a avea cetate și nardut, alea trebuia să le primești ca și privilegiu, ca și dreptul în plus, cum era un nou. Și așa, Bartolomeu cel care realizează acest lucru, pentru că el ajunge urmașul familiei. Atingeți exponatele. În origine... Uite ce faină e asta. Ce putea? Uite ce faină e asta. Am văzut-o, mi-am sărit în roșu. În clipa în care... Din ea că n-a mai rămas din ea, că aici era umplut. Deci lucrarea, deci lucru mult... Și ce erau scări? Ce s-a sedimentat în timp în interiorul turnului și bine că interiorul a fost mai ruinat. S-a golit până s-a ajuns la fundația, deci la primul s-a fost. Și apoi s-a restaurat. Pentru că uitați, avem zid vechi. Da, avem zid vechi, chiar stratul de zid de la prima cetate. Da. Pentru că asta a rămas. Dacă vă dați seama, în secolul XVIII a găsit da. Carul Icuracu zi intacte tunelurile, ele s-au păstrat, el a refăcut cetate deasupra și ca să nu se distrugă subteranul. Mm-hmm. Știți că așa s-a putut păstra în timp. Așa că avem și noi bucuria de a vedea aceste... Ai, ce bine că totuși... Uitați, aici trebuie un zid foarte vechi, chiar din secolul XV, să vede diferența, vedeți? Hm. De cărămidă, de vechime, de pietre între cărămiză, ăsta e... părți de straturile mai vechi din cetatea primă. Primul lucru ce facem, noi distrugem ce-a fost vechi și refolosim. Și lucrurile sunt reușite, practic. Păi s-au făcut și de aici, că acum chiar s-a scris o carte cu interviurile la local, deci cred că au fost comunizați pe față. Thank you.
Spune el, sunt intrări. Două în stânga, două în dreapta, în față, deci numai dintr-un beci. Și reze se vede cam cum arată labirintul. Deci e o ramificație? Da, da, e un labirint. E un labirint, s-a zis. Și aici sunt platou, deci spun cei care au intrat. Mă rog, când era... Sunt două ziduri, un interior, un exterior. Aici, un platou sub, și te duci și dacă nu știi cum, te tot învârți.